Vă propun astăzi, la Spirit și Credință, să vorbim despre cum putem să trăim mai bine, cum putem să trăim frumos, cum putem să trăim în armonie cu noi înșine, cu cei din jurul nostru și cum putem să rămânem împreună cu Dumnezeu. Am invitat la Spirit și Credință în dimineața aceasta pentru a vorbi despre cum putem să avem o viață frumoasă pe doamna Natasha Arab, actriță la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Mulțumesc, doamna Natasha, pentru că ați venit la Spirit și Credință astăzi. Vă mulțumesc pentru invitație. E foarte frumos cum vă exprimați dumneavoastră. Zilele trecute m-a întrebat cineva: ce mai faceți, doamna Natasha? Și eu i-a spus să încerc să îmbătrânesc frumos. Noi credem că dumneavoastră tineriți. Da, da. Și totuși sunt o tânără pensionară. Și asta poate să fie un nou început. Da, păi atunci să vorbim despre începuturi, despre lucruri pornite frumos în perspectiva unei continuități frumoase, și se alătură dialogului nostru părintele conferențiar universitar dr. Pico Coleanu, directorul Școlii Doctorale Sfântul Nicodim din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova. Părinte, vă mulțumesc pentru că ați revenit la Spirit și Credință. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, începem dialogul nostru despre început bun, despre cum facem ca lucrurile să fie frumoase în viața noastră. Vorbeam atunci când v-am invitat, doamna Natasha, la emisiune, vorbeam despre faptul că actorul trece prin atâtea începuturi frumoase încât este în măsura să vorbească despre începuturi bune. E adevărat, când eram profesoară la departamentul de teatru al Universității Craiova, unde eram conferențiar doctor, le spuneam studenților că trebuie să aibă răbdare, pentru că în viața unui actor există foarte multe începuturi. Trebuie să aibă parte de noroc, de șansă, și aceste începuturi, fiecare rol este un nou început. Pentru că dai viață, te contopești cu un personaj, intri în lumea lui. Știți, Sanda Manu spunea despre noi că avem o meserie de umilință. De ce? Pentru că noi ne expunem, ne dăruim. Și e foarte adevărat că în ultima vreme s-au dus foarte mulți dintre noi, pentru că teatrul este o meserie care te macină încet și pe neștiute, ca să faci un spectator să râdă, să plângă cu tine, să meargă pe drumul unui personaj, consum foarte mulți neuroni care, din păcate, nu se mai refac. Da, dar actorul se dăruiește celor din fața sa și dăruirea aceasta, văzută, eu știu, poate și ca jertfă, este una care dă sens și frumusețe și vieții actorului și deopotrivă și spectatorilor. E foarte adevărat. Eu consider că un actor este vocea cetății, dar cred că secretul pentru a trăi frumos într-o lume care, din păcate, nu e prea frumoasă, este cu foarte multe tente gri, cred că secretul este în iubire.